Săptămâna trecută a avut loc la Brașov un concurs de șah rapid destinat copiilor cu ocazia zilei de 1 iunie. De bună organizare s-a ocupat Alexandru Oțetea de la Clubul Sportiv de Șah Oxigen. Competiția a fost dedicată copiilor sub 12 ani și a avut loc pe 1 iunie la un mare centru comercial din Brașov. Evenimentul a adunat 120 de copii pasionați de șah, creând o atmosferă plină de emoție și concentrare. În același spațiu au fost organizate diverse jocuri și surprize, oferind bucurie tuturor copiilor participanți. Competiția a inclus 3 turnee pe categorii de vârstă. La turneul A, destinat copiilor sub 12 ani, Vlad Petrov a fost marele câștigător în clasamentul general, iar Masilina Semenova a obținut locul întâi la fete. La turneul B, dedicat copiilor sub 10 ani, Răzvan Pârvu s-a situat pe primul loc la băieți, în timp ce Alexandra Gabriela Nanu a câștigat locul întâi la fete. Iar în cadrul turneului C, destinat copiilor sub 8 ani, primii clasați au fost Mihai Albert și Anne-Sophie Constantin Ciuntu. Toți câștigătorii au fost răsplătiți cu diplome și cadouri din partea organizatorilor. Participanții au avut parte de momente distractive și surprize pe parcursul evenimentului, contribuind la o atmosferă plină de bucurie și entuziasm pentru toți copiii prezenți.